șapte urăciuni care locuiesc în inima omului. Când vorbește un glas binevă, binevoitor, să nu-l crezi că șapte urăciuni sunt în inima lui. Unii au luat acest verset și au spus, măi, sunt șapte păcate cardinale de maximă importanță. Alții au folosit parola lui Matei, care spune că un duh, după ce pleacă din sufletul omului, mai duce încă șapte. Și așa de aia unii au făcut lista cu opt păcate cardinale, alții cu șapte păcate cardinale, dar diferența nu este importantă pentru că doar de anumiți termeni, de semnificația anumitor, anumitor termeni. Însă ce este important, indiferent de unde ne-am luat concepția, dar nu lăm din Biblie că există aceste păcate cardinale, e că trebuie să fim atenți la ele. Aceste păcate constituie rădăcina atâtor Atât de multe vicii din viețile noastre. Și această listă pe care ne-o prezintă Scriptura vrea, de fapt, să ne arate că noi ducem o luptă cu păcatul. Și că trebuie să înțelegem starea noastră, trebuie să înțelegem lupta noastră, trebuie să înțelegem păcatele cu care ne luptăm. Dar astăzi o să vorbim despre mânie. Atunci când vorbim despre cele șapte păcate cardinale, cu siguranță fiecare dintre noi am păcătuit și l am avut cam pe toate. Însă, fiecare dintre noi avem, cum așa se numește, un defect care se vede mai mult în viețile noastre decât în altora. Poate eu mă lupt mai mult cu mândria decât tu te lupți cu mândria. Poate tu te lupți cu trofia mai mult, poate te lupți cu pofta, poate te lupți cu lenea. Și există un păcat pe care îl găsim mai des în viețile noastre. Și aș vrea să vedem astăzi dacă cumva mânia este acel păcat care stăpânește în cel, de cel mai mult, de cel mai multe ori în viețile noastre. Pornit. Nu știu dacă merge. O să dai tu Și aș vrea să în primul rând să vedem ce este de fapt mânia. Am pus câteva definiții care prezint, reprezintă câteva aspecte esențiale a ceea ce este mânia. În primul rând, mânia sau furia este o emoție. O reacție care se naște în urma interpretării unor anumiți stimuli. Mânia este un sentiment de revoltă împotriva unei jigniri sau unei dreptăți. Mânia este o reacție naturală la stres, la frustrări, la nemulțumiri, la nedreptăți, la jigniri și așa mai departe. Mânia este acel lucru când se acumulează o grămadă de gânduri, o grămadă de stresuri, o grămadă de lucruri care vin la nivelul minții noastre și la nivelul inimii noastre, și ne trezim că izbucnim. De ce? Pentru că mânia este explozivă. Spunea cineva că este ca o dinamită a sufletului. Și imaginea copilului e exact imaginea unui om care se mânie. când anumite lucruri ne deranjează, ne dăm seama dintr-o dată că explodăm. Ne dăm seama dintr-o dată că ieșim într-un mod mai impulsiv. Atunci când ne, ne mâniem, de fapt, îs câteva caracteristici. Ridicăm tonul, ne preluăm o poziție de autoritate, unii chiar ajung să spună cuvinte pe care nu voiau să le spună. Se mai manifestă prin acțiunile pe care le facem. Luăm farfurile, timp, dăm în mobilă, tot ce prindem dăm în el. <laughs> și ajungem de multe ori să rănim. Ajungem de multe ori să ne mâniem și să facem lucruri pe care nu dorim să le facem. Însă atunci când ne gândim la mânie, nu e așa că vă gândiți la un lucru rău. Când spun că Raul e un om mânios, nu vă gândiți, oh, ce fain că Raul e un om mânios, ce virtute. Însă Totuși, dacă ne uităm în Scriptură, o să vedem că mânia, de fapt, și din cauza pentru că este un sentiment, sentimentele noastre, în mod natural, nu sunt rele. Avem sentimentul îngrijorarea, de exemplu. Este un sentiment, nu? Este păcat să mă îngrijorez de binele celui de lângă mine? Este păcat să mă îngrijorez de binele copilului meu? Este, îngrijorat, este păcat să mă îngrijorez de, într-o oarecare măsură, de viitorul meu? Nu, dar îngrijorarea poate să aducă păcat în inimile noastre. De ce? Pentru că atunci când alegem să ne îngrijorăm, în loc să ne încredem în Dumnezeul care este suveran și care poate să ne ajute în fiecare circunstanță. Așa este și mânia. Mânia din cauză că este un sentiment, Hristos a pus, Dumnezeu a pus sentimentul acesta în inimile noastre. Și mânia nu este neapărat un lucru rău. Și aș vrea să două feluri de mânie. În primul rând, mânia care este justificată sau, cum spun unii, îndreptățită. Mânia nu este un păcat, ci există mânie bună, există mânie justificată, există mânie îndreptățită, există momente în viețile noastre când, este, când suntem îndreptățiți să ne mâniem. Când avem voie să, mânie, să ne mâniem. Ba chiar, mergem și mai departe să spunem, da, sunt câteva versete pe care le-a citit și Raul și s-au citit deja, mâneați-vă și nu păcătuiți. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Păi dacă a te mânea este păcat, de ce vine Pave și ne spune, nu doar că ne spune, nu, nu că ne spune nu, nu mâneați, să nu vă mâneați, ci ne poruncește să ne mâniem. Pentru că mânia este un imperativ. Mâniați-vă! Asta e greu de digerat, nu? Pentru că atunci când ne gândim la mânie, știm că mânia este un lucru rău. Însă dacă ne uităm la Scriptură, vedem că mânia, de multe ori, este o calitate. Și nu doar că este o calitate, dar este un imperativ. Mâniați-vă! Ba chiar spunea Timotei Keller, un predicator, și eu o să folosesc multe idei de la el și multe puncte. Chiar vă îndemn să ascultați predica lui pe mânie, Healing Anger, de Timothy Keller, dacă vreți să vă notați. O predică foarte bună care notează așa de bine, în mod practic, cum să biruim mânia și ce este mânia. Și el spune, de fapt, că nu doar că mânia este un imperativ, dar cel care nu se, mân se mâne, ce face? Păcătuiește. Nu doar că mânia este un păcat, dar dacă ne uităm în viețile noastre și vedem că nu ne mâniem de absolut nimica, de fapt această lipsă a mâniei devine un păcat. Păcătuim. Dacă suntem ignoranți anumite păcate din viețile noastre și anumite păcate din viețile celor din jurul nostru, Știți ce facem, de fapt, spunea cineva că ignoranța nerezonabilă este locul de culcuș al multor vicii. Dacă nu avem, dacă nu suntem atenți să vedem dacă ne mâniem sau nu de lucrurile din jurul nostru, nu ne vom da seama de fapt dacă păcătuim sau nu. Și de ce spun că mânia, dacă nu avem în viețile noastre este păcat. Vreau să mai vedem o definiție a mâniei care mi se supărat că este foarte bună. Mânia îndreptățită este o împotrivire rezonabilă față de rău, față de nedreptate sau de păcat. Asta este foarte important să vedem. Este o împotrivire rezonabilă față de rău, față de nedreptate sau de păcat. Nu de orice lucru care mi se pare mie că e rău, ci de nedreptate sau de păcat. Ea dorește să corecteze. O șignire nu pentru a vătăma, ci de dragul salv salvgardării dreptății. Izvărește din iubire și din dorința de bine. Nu exagerează și nu pedepsește în mod incorrect. De ce am vrut să vedem lucrul ăsta și deci, pentru că am vrut să ajungem la punctul acesta? Și anume că mânia este izvorâtă din iubire ajungem să ne mâniem atunci când un anumit lucru pe care îl iubim ne este pus în pericol. Și de aia, de aia am spus că mânie, dacă nu ne mâniem, devine un păcat, pentru că atunci când ajungem să nu mai băgăm de seamă de păcatele care se întâmplă în mijlocul nostru și în inimile noastre, atunci de fapt am acceptat păcatul și l-am lăsat să-și facă culcuș în inimile noastre, și în viețile noastre. Atunci când ne mâniem de fapt, știți de ce izbucnim în felul în care izbucnim? Pentru că ceea ce iubim este pus în pericol. Și așa am fost creați. Este, dacă vreți, un mecanism de apărare. Am fost creat să iubim. Și atunci când acest lucru pe care îl iubim este pus în pericol, noi încercăm să-l apărăm. Cercăm să facem tot ce stă ne, ne stăm putință să-l conservăm. Să-l ținem. Și sunt multe lucruri din viețile noastre pe care le iubim și sunt bune. Dar sunt de asemenea multe lucruri din viețile noastre care, pe care le iubim și nu sunt bune. Dacă iubești, iar acel lucru este amenințat, devii mânios. Dacă nu ești mânios, Înseamnă că, de fapt, nu iubește acel lucru. Dacă nu devii mânios pe un anumit lucru, înseamnă că nu iubești acel lucru. De ce? Pentru că adev a adevărata iubire deseori se mânie. Când ne mâniem, putem să observăm acele lucruri din cauza cărora ne mâniem cel mai des. Atunci când te mâni, întreabă-te, pentru ce anume mă mâniu? Ce anume apăr? Care lucrul ăla care mă face să izbucnesc? Care mă face să-l apăr cu tot ce-mi stă în putință? Și așa putem să identificăm lucruri pe care îl iubim atunci când identificăm lucruri de care ne mâniem cel mai mult. Pentru că mânia este iubirea manifestată împotriva unei amenințări, aceea ce iubim. Când ceea ce iubim este amenințat, ne mâniem. De aceea, mânia nu este neapărat un păcat. Și nu este un păcat, ci o calitate. Pentru că ne face să apărăm ceea ce iubim. Pentru că ne face să conservăm și să păstrăm ceea ce e mai important pentru noi. Dar atunci te întreb, care este acea iubire? Care este acel lucru pe care îl iubești? Care este acel lucru de care atunci când îl vezi, sau atunci când este amenințat, sau îți ți, ți este luat de mânie cel mai tare? Mânia este un atribut al lui Dumnezeu. Un alt punct important. Dumnezeu s-a mâneat în scriptură. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, ne gândim ca fiind dragoste. Și acum am spus că dragostea nu poate să meargă fără mânie. Mâniem, ne mâniem pentru că iubim. Cu atât mai mult un Dumnezeu care iubește în mod infinit, care n-ar avea dreptul să se mânie. Vedem că oamenii lui Dumnezeu s-au mâneat, pentru că Dumnezeu s-a mâneat, Tatăl și Hristos însuși s-a mâneat. Vă aduceți aminte de Moise, după ce a venit de pe munte cu tablele legii? Când a văzut că poporul și-a făcut un vițel de aur, un idol, să se închine lui și nu lui Dumnezeu? Ce-a făcut Moise? S-a mâniat. De ce? Pentru că oamenii, poporul și-a întors față de la Dumnezeu, au călcat cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Au făcut o nedreptate. Iar Moise s-a mâniat pentru o faptă justificată, pentru o faptă dreaptă. Și spus, puteți să spune pe cum Moise trântit tablele lui Dumnezeu care le-a scris cu degetul. Dar totuși Dumnezeu nu s-a mâneat pe Moise. De ce? Pentru că mânia lui Moise a fost una justificată. S-a mâneat pentru păcatul care exista în popor. Aduceți-vă aminte de Solomon. Cel mai înțelept om din istorie. Și totuși, încalcă cuvântul și legea lui Dumnezeu și, -și ia 700 de neveste și 300 de țiitoare care ce îi face de fapt? Îi îndepărtează inima de la Dumnezeu. Spunea un predicator în titlu, Solomon e didia, adică iubitul lui Dumnezeu, acum tărât de parte de Dumnezeu de iubire. Și cine spune Scriptura că Dumnezeu s-a amânat? De ce? Pentru că Solomon a încălcat porunca lui Dumnezeu și și-a depărtat Inima de la el. Ne mâniem pe păcate celor când când că iubim. Dumnezeu s-a mâniat pe poporul Israel, pentru că a păcătuit. De ce? Pentru că i-a iubit. Atunci este justificat, atunci când vedem în viețile celor din jurul nostru păcate sau stări de. În care scăzut și nu vor să se păcătuiască, și nu, și nu vor să se păcăiască. Atunci avem tot dreptul să ne mâniem. De ce? Pentru că, așa cum am citit definiția, este o mânie dreaptă care vrea să ridice, care vrea să restaureze, care vrea să rezolve problema din inima omului. Mânia izvorită din dragoste nu este excesivă nu rănește și nu pedepsește în mod incorrect. Chiar dacă avem o cauză bună pentru care ne mâniem, putem să ajungem să ne mâniem în mod excesiv doar din cauză că spunem mămâniu dintr-o cauză dreaptă și justă. În istorie câți oameni ba chiar s-au trezit războaie în numele lui Dumnezeu. Au avut poate o cauză bună, nu? Pentru că oamenii erau idolatri, erau depărtați de Dumnezeu. Dar au ajuns să facă acte de violență care sunt un păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar dacă mânia este justificată, va trebui să avem grijă la forma pe care o abordăm, la modul în care ne mâniem. Ne putem mânia, dar nu într-un mod irațional, nu într-un mod nebunesc. Pentru că mânia de... Multe ori este ca o fiară sălbatică care nu poate să fie controlată. Atunci când ne mâniem păcătos, nu mai avem control asupra noastră și ajungem să spunem cuvinte, ajungem să facem acțiuni pe care n-am vrea să le facem, care rănesc și chiar lucruri și răni în viețile altora pe care le spunem și le facem la mânie, care poate sunt iremediabile, care se pot vindeca așa de greu. De aceea trebuie să înțelegem că mânia, dacă nu este folosită într-un mod corect, dacă are o formă excesivă, o va face răni foarte mari în viețile noastre. Și nu doar atâta încât ne va distruge viața. Un mic lucru, un mic cuvânt, o mică acțiune pe care o facem la mânie ne va putea distruge viața, poate luni întregi, ani întregi și câteodată chiar pentru totdeauna. Dar ajungem la al doilea fel de mânie și anume mânia păcătoasă. Dar într-adevăr, chiar dacă mânia este un lucru bun, mânia poate și de cele mai multe ori ajunge să fie păcătoasă, așa cum am spus, când iese de sub control. Chiar dacă mânia este un lucru bun, ajunge să devină un păcat. Și aici aș vrea să înțelegem un concept pe care Sfântul Augustin îl spune, și care ne arată, de fapt, de ce mânia, de la un lucru bun, ajunge să fie un lucru păcătos. Mânia, spune Augustin, devine păcătoasă deoarece este dezordonată și disproporționată. De ce? Pentru că Sfântul Augustin spune că cea mai mare problemă pe care o avem sunt iubirile dezordonate. Am spus că mânia este o formă a iubirii dar este bună doar atunci când iubim într-un mod corect și iubim pe cine trebuie. Dar odată cu păcătuirea omului, s-a produs în firea omului și în viața omului o dezordine în iubirele noastre. Și ajungem să nu mai iubim pe Dumnezeu, să nu mai iubim lucrurile lui Dumnezeu și să iubim atât de multe lucruri care sunt bune, de fapt, în viețile noastre. Și atunci se produce un haos se produce o dezordine. Și atunci când în iubirele noastre, în lista după care iubim, se produce un haos. Mânia este păcătoasă pentru că felul în care iubim este dezordonat. Ajungem să luăm anumite lucruri bune din viețile noastre, nu doar că iubim anumite lucruri bune din viețile noastre, dar ajungem să iubim anumite lucruri bune din viețile noastre pe care vedem în ele că ne oferă valoare, că ne oferă importanță, că ne oferă siguranță, dar în mod special ne oferă valoarea pe care Dumnezeu trebuia să ne ofere. Și ne legăm de lucruri bune din viețile noastre, iubim anumite lucruri bune din viețile noastre și le punem centrale în viața noastră mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Și atunci când se produce această dezordine, atunci când se produce acest haos, începem să ne mâniem păcătos. Pentru că am pus mai presus alte lucruri în mijlocul inimii noastre. Iubim alte lucruri decât iubirea sigură adică pe Hristos. Nu putem să greșim atunci când îl iubim pe Hristos. Însă de cele mai multe ori greșim atunci când ne atintim iubirea spre alte lucruri din viețile noastre care sunt bune, însă le-am făcut ultimatul. Le-am făcut de pivot, de maximă importanță în viețile noastre. Și atunci gândește-te cum ai putea să-ți dai seama? Gândește-te atunci când, nu știu câți dintre voi ați avut relații, dar asta e cam cea mai mare problemă în rândul tinerilor, relațiile. Atunci când te dezbarți de cineva, dacă, dacă relația aia pentru tine nu era așa de importantă, cu siguranță poate te mâni, te superi, pentru o anumită perioadă. Dar îți trece. Dar atunci când relația pentru tine e de importanță maximă, știi ce faci atunci? Te sinucizi. Ajungi să te sinucizi. sinucizi. Chiar acum am auzit un caz despre o fată de 18 ani care după ce a lăsat-o prietenul ei, știi ce a făcut? A luat un pumn de medicamente, le-a băgat pe gât și a ajuns în comă. Dar să Domnului că acum este bine. Însă ce a putut să facă o persoană, o fată și un beat? Ce putem să facem noi pentru lucrurile pe care le iubim? Pentru lucrurile rele pe care le iubim mai mult decât pe Dumnezeu nostru? Și atunci ce face mânia? Descoperă idolii din viețile noastre. Pentru că atunci când iubim ceva mai mult decât Dumnezeu, acel lucru devine idol. Și atunci gândește-te care este acel lucru care te face să te mâni până acolo încât să rănești, să jignești, să lovești, va mai mult să ajungi să-ți iei propria viață. Și de aceea vedem că mânia are o putere destructivă. Are o putere de explozie care nimicește tot în jur. Ori nimicim răul, ori ne nimicim pe noi și cei din jurul nostru. Cum ne folosim mânia? Ne vom putea folosi cum trebuie mânia doar atunci când ne dăm seama că ne mâniem pentru lucrurile bune și nu pentru lucrurile rele din viețile noastre. Și aș vrea să vedem că mânia păcătoasă este dezordonată sau disproporționată în trei feluri. În primul rând, mândria este dezordonată în cauza ei. Și aș vrea să vă dau un exemplu biblic. Și o să o citesc din scriptură. Exemplul lui Saul. La întoarcerea lui David de la uciderea Filisteanului, în timp ce vineau ei. Femeile din toate cetățile lui Israel au ieșit în întâmpinarea regelui Saul. Ele cântau cântări de bucurie și dansau în sunetul tamburinelor și al lăutelor. Femeile cântau în vesielia lor, zicând, Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii. Lui Saul nu i-au plăcut aceste cuvinte și s-a înfuriat, adică s-a mâniat foarte tare, zicând, i-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile acum nu-i mai lipsește decât împărăția. Scriptura ne spune că Saul se mânie. Însă de ce se mânie Saul? Este justificat să se mânie pe David. A făcut David ceva greșit? O mințit femeile astea când au spus că el chiar a omorât cu 10.000 mai mulți? Nu. De ce? Pentru că Saul s-a mâniat din gelozie și din invidie. De ce? S-a Saul pentru că i-a fost pus în pericol ceea ce iubea mai mult. Poziția sa și imaginea sa. Și atunci când ne este pus în pericol ceea ce iubim mai mult, ne mâniem. Vă duceți aminte de tipul fiului risipitor? Când revine fiul acasă la tatăl și când aude fiul cel mare că se dă o petrecere. Vine la tatăl, dar ce se întâmplă? De ce se dă o petrecere? A venit fiul disipitor, a venit -ă, fratele tău mai tânăr. Și când aud aceste cuvinte, știi ce face fratele mai mare? Se mâne. Se înfurie. Și mă gândeam, dacă ai avea un frate sau o soră care e în lume, în destrăbălare și în păcate, și s-ar întoarce acasă și s-ar da o petrecere. Sau s-ar bucura toată familia că s-a întors fratele sau sora ta? Te-ai Te-ai că s-a întors? de ce s-a întors fratele? De ce s-a mâneat fratele mai mare atunci când trebuia să se bucure că s-a întors fratele lui mai tânăr? Trebuia să se bucure, nu? Dar totuși fratele mai mare s-a mâneat. De ce? Pentru că era invidios? pe păi, fratele mai tânăr. Pentru că era lacom și spunea, păi toate lucrurile astea pentru el și pentru mine, nimic, era egoist, era plin de gelozie. De ce? Pentru că prioritățile s -a, s -a, i, -i s-au schimbat. Nu s-a mai putut bucura de lucrurile bune pentru că iubea ceva mai mult decât pe fratele său. Și de multe ori, oare nu și noi în relațiile noastre ne mâniem pe cel din jurul nostru pentru că iubim mai mult imaginea noastră? Ținem mai mult la egoismul nostru? Ținem mai mult la mândria noastră decât ținem la cel de lângă noi? Oare nu de asta ne mâniem? Oare nu de asta ne deranjează orice vorbă pe care ne-o spune? Nu de asta ne deranjează orice acțiune pe care o face? Pentru că atacă ceea ce de fapt iubim noi cel mai mult. De ce ne mâniem? De ce te mânii? identifică Ce aper de fapt atunci când te mâni? Aduceți-vă vinte de Iona. Când merge, provodește, se pocăiesc și el stă la umbra copacului și mânios. Pentru că Dumnezeu a mântuit pe păcătoșea. Și ce spune Dumnezeu? Bine faci tu, Iona, că te mâni? Altă traducere spune, Iona, ai un motiv bun să te mâni. Avem noi, în excesele noastre de mânie, un motiv bun să ne mâniem? Pentru că atunci când ne mâniem, este foarte importantă motivația. De ce ne mâniem? Și dacă facem o identificare, o introspecție, vom da seama, ne vom da seama că ori ne mâniem din dragoste pentru cel din jurul nostru, ori ne mâniem din dragoste pentru vicele noastre, pentru ceea ce ținem și nu vrem să lăsăm. Încearcă să iei telefonul cuiva din mână care e obsedat de telefon. Știi ce o să facă? Poate unii o să te jure chiar. O să spună cuvinte nașpa. Ba chiar unii care sunt un pic mai vânoși, o să se ridice și Poate să ajungă până acolo să te bată pentru că nu -l, dai nu, nu, nu l dai telefonul. De ce? Pentru că telefonul ăla înseamnă așa de mult pentru el. Sau pentru că poate ascunde ceva în telefonul ăla ce nu vrea să se, aud să se vadă sau să se audă. Din ce motive te mâni? Te mâni ușor din cauza unor glume nesemnificative? Te mâni atunci când nu poți să desfaci capacul de la borcan. Sunt lucruri micuțe care, de care ne mâniem și care pot să ne ducă într-o zonă așa de riscantă. De ce? Pentru că iubim ce nu trebuie. Pentru că nu avem în mijlocul inimii noastre nucleul iubirii adevărat, adică pe Hristos. Vreau să vedem că mânia nu doar nu merge. Poți să mi-l faci să meargă? Sau dă da, următorul slide. Mândria este dezordonată în proporție. Mândri, mândria, am pus mânia. Mă scuzați. Da, mânia acolo, nu-i mândria. M mânia este dezordonată în proporție. Nu doar că în cauza ei, nu doar că ajungem să ne mâniem pentru unele lucruri mici pe care le avem noi și nu ne mâniem pentru anumite nedreptăți sau jigniri care se fac într-un mod just, nu doar atâta, dar atunci când ne mâniem păcătos, ne mâniem excesiv, ne mâniem necontrolat. Ajungem să spunem, așa cum am spus, vorbe jignitoare și să recurgem la acte violente și funcțioare. Pentru că mânia dezordonată explodează ca un vulcan. Aduceți-vă aminte de, cred că e prima, de fapt, poveste și ilustrare a mâniei din Biblie. Cain și Abel. Care este reacția lui Cain atunci când Dumnezeu este mulțumit de Abel și nu de el? Se mânie. Dar unde îl duce mânia? Nu-l duce doar la vorbe jignitoare, nu-l duce doar la o frustrare interioară și nu poate să-l ierte pe Cain, ci duce la ucidere. Sunt două, persoane de, sunt două tipuri de persoane care se mânie. Cei care se exteriorizează și care poate să ajungă la astfel de acțiuni, dar cei care țin pentru ei. Poate ca cineva să se mânie pe tine, dar să nu spune în față să te bărfească pe la spate, să năutrească această, acea mânie în inima lui, care poate dacă nu o arată pe față, o va arăta, va găsi alte modalități să o arate. De ce? Pentru că e excesivă, adică nu poți o ții pentru tine, trebuie să o dai. Și în al treilea rând, mânia, uite, vezi aici am pus mânia, este dezordonată în scop. Și ilustrația asta cu Cain și Abel ne duce aici. În mânia dezordonată, noi nu mergem după problemă, ci urmărim persoana. Atunci când ne mâniem, nu încercăm să rezolvăm problema din, sau păcatul din inima omului pentru care ne-am ci încercăm să rezolvăm persoana. Cain n-a încercat să vorbească cu Abel, să, să înțeleagă cumva, să se împace. N-a vrut să rezolve problema, cu toate că nu era nicio problemă la Abel. Să s-a dus direct la persoană. S-a dus direct să jignească persoana. S-a dus direct să ucidă persoana. De ce? Pentru că mânia asta face. Își pierde scopul și ne duce la scopuri străine. Ajungem să rănim persoana și nu să încercăm să vindicăm, nu, nu să încercăm să mustrăm pentru îndreptare, pentru reabilitare și să lovim persoana, să cadă și mai mult. Și atunci când vom folosi mânia în felul acesta, atunci când mânia ar fi trebuit să fie o calitate care să restaureze și să ridice pe o persoană, de fapt folosim mânia ca să o coborăm mai mult, să o lovim, să o distrugem. Și așa că uite-te la Mânia în felul ăsta. Este dezordonată în viața ta, în cauza ei? Este dezordonată în viața ta, în modul în care se manifestă? Este dezordonată în scop? În scopul pe care îl ai atunci când te mâni? Iar nu mai merge. Trece mai repede că nu mai avem timp. Și aș vrea să vedem care sunt efectele mâniei. Așa cum am spus, mânia este. Distrugătoare, atunci când este păcătoasă. Și chiar mânia este una dintre păcatele care lasă cea mai mare amprentă în viețile noastre. De ce? Pentru că, în primul rând, mânia afectează trupul. Atunci când ne mâniem, nu se poate compara atunci când ne mâniem cu alte lucruri, de exemplu, anxietatea sau supărarea sau alte lucruri. Și atunci când ne mâniem mânia are cel mai devastator efect asupra trupului nostru. Și ce se poate întâmpla? Să ne crească tensiunea arterială? Deci când ne mâniem până ne pușcă vena, până ne înroșim, știți ne poate duce asta? La probleme de inimă. Poate duce la insomnii. Poate duce la atât de multe efecte negative la nivelul trupului. Dar Mânia mai poate să aibă efecte asupra comunității. De ce? Pentru că mânia creează disensiuni. Când te mâni, arunci cuvinte jurul tău, fără să-ți dai seama. Rănești, desbini. și atunci în comunitate, dacă toți am fi mânioși în mod păcătos, ar produce un haos. Diavolul încearcă să pune mânie păcătoasă în mijlocul nostru ca să ne despartă unul de altul, ca să producă dezbinare, ca să produc, producă ceartă, ca să producă conflicte. Și de aceea, mânia are un efect așa de distrugător. De ce? Pentru că ne afectează relațiile. Și avem nevoie unul de altul. În al treilea rând, mânia are efect asupra rațiunii noastre. Atunci când ne mâniem. Nu ne mai putem controla. Atunci când ne mâniem, nu ne mai putem controla gândurile. Să spunem, mă vă fac bine ce fac. Nu. Și te ia trupul și gura și cuvintele dintr-o dată. De ce? Pentru că ea depășește capacitatea noastră de rațiune, depășește capacitatea noastră de a ne controla. Și unii dintre noi poate chiar avem o problemă așa de mare cu mânia încât. Atunci când ne mâniem, nu ne mai pasă de nimic. Dăm, rănim, distrugem. Dar n-aș vrea să rămânem doar la atâta. Și așa să vedem remediile mâniei. Putem să ne vindecăm de mânie? Există o soluție pentru mânia păcătoasă? Dumnezeu ne lasă așa singuri în conflictul ăsta pe care îl avem cu mânia noastră? Nu, și există niște remedii. Și în primul rând, trebuie să ne recunoaștem mânia. Mânia este așa de periculoasă pentru că ea se ascunde. Mânia este cea mai apărată de noi. Știți de ce? Pentru că atunci când mâniem, de fapt putem să spunem, păi sunt justificat. Mă mâniu justificat, mă mâniu drept. Păi n-ai văzut ce-a făcut? N-ai văzut ce, ce mi-a spus? N-ai văzut ce, în ce fel trăiește? Și atunci ne justificăm și spunem că noi nu suntem mânioși într-un mod rău, pentru că facem un lucru bun. Și de aceea este așa de periculoasă, pentru că mânia se ascunde. Și cu cât se ascunde mai mult, cu atât cu nu ne recunoaștem mai mult mânia, cu atât își va prinde rădăcini mai adânci și cu atâta ne vom mânia mai mult. Dar va trebui să ne recunoaștem mânia atunci când o avem. Spunea o mamă, îi trimitea scrisoarea unui consilier și spunea, mi-ai spus mie, o mame, unei mame cu un copil de trei ani care avea problemă cu mânia, ca copilul meu să, să, să se manifeste, să-și manifeste mânia, să-l lasă să lovească mobila, să se manifeste, să scoată mânia din sistem, să dai în orice, să prindă orice, pentru că așa spun unii psihologi că trebuie să-ți exteriorizez mânia ca să scap de ea. Însă spune, dar totuși eu am un frate care atunci când era mic a făcut același lucru. Și-o exteriorizea mânia, a aruncat televizorul pe geam, o dat în mobilă și așa mai departe. Acum la 33 de ani face același lucru. Dă cu farfurile pe jos, lovește mobila, aruncă televizorul pe geam, dar știți ce mai face? Își lovește nevasta, își lovește copii, ci în stare să-l pe oricine care îi stă împotrivă. Odată recunoscută mânia în viețile noastre, nu trebuie să o îmbrățișăm, ci să ne luptăm împotriva ei. Să ne analizăm mânia, să vedem care sunt motivațiile noastre, să vedem cum vedem noi acel lucru. Cum ne vedem pe noi atunci când ne mâniem? În al treilea rând, știți care este remediul mâniei? blândețea. Scriptura spune că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră dă mânia. Atunci când renunțăm la mânie, va trebui să o înlocuim cu ceva. Numai cu blândețea. În loc să ne manifestăm într-un mod excesiv, violent, irațional, mai bine că în acele momente să rugăm pe Dumnezeu să ne ofere din blândețea Lui. De ce? Pentru că El a fost blând. În problemele noastre cu mânia, dacă avem într-adevăr, dacă ai găsit păcatul ăsta ca fiind dominant în viața ta, roagă-L pe Dumnezeu să fie acela care să te ajute, așa cum am văzut, să o recunoști, să o analizezi, să o îndepărtezi și să te ajute să cultivi virtutea opusă mâniei și anume blândețea. Hristos cât a trăit pe pământ, nu doar că nu s-a mâniat în mod păcătos, dar la cruce a preluat toată mânia lui Dumnezeu care trebuia să curgă peste noi. Și atunci cel care a luat toată mânia noastră, cel care a băruit mânia păcătoasă, oare nu este acela care ne poate ajuta în lupta noastră cu mânia? Evanghelia oare nu este ea puterea lui Dumnezeu prin care schimbă vieți? Și atunci, înțelegându-ne, înțelegând mânia, înțelegând cât de distrugătoare poate să fie ea, haideți să apelăm astăzi la Hristos și la puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute aceasta. Amin. cine nu se mânie niciodată.